Testarea COVID-19 înainte de vaccinare poate salva vieți. Este și cazul unei asistente de 55 de ani vaccinată anticoronavirus care a decedat până să formeze anticorpi în urma imunizării. Un test înainte de vaccin i-ar fi salvat viața. O familie a rămas îndoliată din cauza virusului ucigaș. O femeie s-a vaccinat pentru prima oară pe 15 ianuarie, însă a ajuns două săptămâni mai târziu la secția ATI a Spitalului Victor Babeș, în stare foarte gravă, intrând în contact cu virusul până să creeze anticorpi. Cele mai multe persoane se vaccinează fără a ști dacă sunt sau au fost infectate cu SARS-CoV-2. Un test ar putea salva vieți. Normal, dacă statul ăsta, al nostru stat, care nu mai e stat, s-ar implica într-un mod mai cât de cât mai deosebit față de situația care este actuală pe tot globul, ca toată lumea să fie testată. Deci toată lumea să fie testată și după aia vii și faci vaccinul. Dacă el e bolnav, păi când e bolnav, degeaba mai faci vaccinul. Nu mai are nicio eficiență. Necesar înainte de vaccin ca fiecare să ne testăm, să știm dacă am avut sau nu COVID? Păi, cred că ar fi necesar, nu? E scump dacă a vrut băiatul meu să facă mai de mult și nu i l-a luat în considerație. Și așa, deci dacă ne fac ei bine, dacă nu, să fim sănătoși. E o chestie, poate mulți nu știu că sunt bolnavi sau au ăsta, virusul ăsta. Specialiștii spun că dacă o persoană este infectată cu COVID-19, trebuie să treacă un anumit număr de zile pentru a se putea vaccina. Nu este indicată vaccinarea dacă sunteți contaminat cu SARS-CoV-2, însă cei mai mulți oameni nu știu dacă sunt purtători sau nu. Un test de COVID-19 înainte de imunizare ar putea salva vieți.